Bună dimineața, îi spunem lui Radu Daniel, cel care... Bună dimineața. S-a înscris. Puțin mai aproape de microfon, Radu, te rog. Bună dimineața. Salut. Radu, e numele de familie sau da. Atunci Daniel, iartă-mă. Deci tu ai venit în dimineața asta cu socrii. Da. Unde locuiești? Da, da. Ok. Unde locuiești socrii? În militar. Militar. De ce ai zis că relația ta cu soacra este așa și așa? Ca de la soacră la ginere. Nu înțeleg. Așa este. Daniel, eu o și înțeleg pe soacră. Meseria ei este de infirmieră la spitalul de psihiatrie numărul 9. Bă, când vii acasă îți dai seama că ești cu nervii un pic franși. Normal, nebuni acasă, nebuni la serviciu, deci nu se poate, ne. Care a fost amenințarea cea mai gravă pe care ți-a... Că știu eu, intuiesc. A zis, bă băiatule, nu-ți convine, te leg în cămașă de forță, te duc la spital și te bag la raionul Ștefan cel Mare, de unde te vezi. Hai că, ginerele... Și nu o să fii singurul Ștefan cel Mare de acolo. Ginerele este foarte, foarte tăcut. Hai să vorbim cu soacra. Bună dimineața, doamnă. Mai aproape de microfon, vă rugăm. Bună dimineața. Să rămânăm. Care, cum l-ați amenințat cel mai dur pe ginerele dumneavoastră până acum? Nu l-am amenințat dur niciodată, dar mai sunt discuții în casă. Unde greșește el? Unde nu-i bun? De la ce vă luați? De obicei ne luăm, ne mai certăm, nu pot să spun ne certăm, că vine târziu seara, mai vine târziu seara în casă. El? Da. Cu fiica dumneavoastră sau? Și cu fiica și singur. Doamnă, dar sunt căsătoriți. Da, mă, băiatule, dar dacă ești căsătorit, nu vii ca flăcău la ora 1:30 acasă, nene. Păi da, dar vine împreună cu... Nu, ei, lasă, când vine cu... La ce ora a ajuns el cel mai târziu acasă singur? 2-3. Nu. Nu chiar. Da, cât? Ora 10? 11. Păi 11, doamnă! Doamne, ce târziu, dar cum să stai până la ora aia, dacă ți se întâmplă ceva? Păi da, dar... Dar? Pentru că există un dar... Trecerea la camera lor trece prin camera noastră. Aaa, și deranjează. Asta deci este. Problema noastră nu e că stă în oraș prea mult în ginerele, ci că trece prin camera pe la noastră. Păi, chestia e că tatăl socru se culcă odată cu găinile. Nu e adevărat. Nu? Eu mai târziu decât el. Îmi place. Îmi place, sunt fanul socrului. Da. Ultima ceartă cu dumneavoastră, spune ginerele Daniel, a fost atunci când s-a bărbierit pe întuneric pentru că a uitat să cumpere un bec. Cine? Eu, dumneavoastră n-ați cumpărat becul. Nu, el n-a cumpărat becul și eu am... El n-a cumpărat becul și eu trebuia să plec dimineața și m-am bărbierit la lantern. Să știți că se vede aici. Da, așa e, da. De meserie coafeză la un salon particular. Da. Cum te numești? Alina. Alina. Cum l-ai convins pe băiat să se mute? L-a făcut la păr. Nu vezi ce frumușele tunse? Nu, l-am făcut la păr. E pus bigul. De câți ani stați cu socrii? Cu părinții tăi? Cam de 3 ani. 3 ani de zile. Da, de 7 ani suntem împreună și de 3 ani locuim împreună. Împreună cu părinții. Cu părinții, bineînțeles. Și tu cum reușești să aplanezi conflictele dintre... De obicei îl bag în cameră. Să uită la România au talent. Nu. Cel mai bine e fiecare să stea în cameră la el, că atunci clar nu există discuții.